Salutare, fratele, și bine am găsit aici la un nou like. Nu uitați să dați episod. O mică glumă, așa. Bine ați venit aici la o reacție naturală. Ce ai, mă, cu medii? Suntem noi natural. Dați like. A fost frumoasă vorba asta, mă, ți-ai? Așa. Azi reacționăm la MGK verificat, a postat acum 18 ore. Va fi o reacție naturală. Reacție falsă, că ne-am ascultat deja melodia. Bă, tu ai ascultat-o? Zi sincer, ai ascultat-o? Bă, am ascultat-o mașina amândoi. Care amândoi, mă? Zim. Înțeleg că... Da, mă, dar zi unde? Că în mașina ai venit cu mine, nici măcar n-am mers cu mașina te aici, nebun. Ai venit la sală, m-ai pus să merg pe jos 15 minute aici, nebun. Omul meu are mașina, dar vrea să... El se duce cu mașina direct la sală. Eu mă duc pe jos la sală, mâncava și... Nu mergi mai cox? În fine, deci tu ai să înțeleg că știi melodia, gen. Dacă ai zis că ai ascultat o mașină. Tu mi-ai pus-o. Da, mă, de eu ți-am pus-o, dar tu o știi? Eu nu știu. Nu știu unde, cred că ai visat. Hai să-i dăm aici. M-am aplicat puțin reclama aia. Și ce-i asta? Ce? Mântână. Mozzarella. Ești tu om de mozzarella? Hai, liniște puțin că vreau să ascult și eu ceva frumos aici. Iată aici. Bă, zi-mă, tu o știi, gen, pe bune, gen, o știi? Ai mai ascultat-o? Aha. Deci, îmi place cum a început, cum ar veni. Bă, stai să-mi apsare. Bă, taci odată că vreau să ascult. Hai puțin, nu-i dă drum, stai să... Hai, hai. Boys, dați acolo like, subscribe, nu știu dacă v-am zis. Eu mănânc aici, am masă festivă, direct cu... De-astea de la Hochland, o sponsorizare ceva, mai am aici cu, eu vară direct cu cașcaval de la, nu contează că mai pleacă o reclamă și nu e bine, și mai mănânc cu Parizor, Caterinca, o mâncare sovietică aș putea spune. Bă, ia să-i dăm aici like, îi dăm de dinainte, să vină omul cu piperul sau ce aiesc că ia sare. Sunt curios să văd cum se aude basul, pentru că pe mine mă interesează foarte mult basul, dacă e pe stilul meu și așa. Dacă, de exemplu, ascult o melodie fără bas, efectiv nu pot să o ascult. Adică e ca și cum aș asculta la telefon și nu-mi place așa. Hey. Hai, mă. Ia, ne uităm și la videoclip. Ia. Băi, prost, uite cum sună, gen. Îți place cum sună? Nu. Fără mișto. Hai, din când era. Mamă, vezi că mi-mi place, ia. Mamă, veri, uite câți erau aici, mă, oare. Bine, și aici, la... ia fiat aici. Mamă, veri, au... Au împânzit stradă aici, bă, mie chiar îmi place. Nu știu, o părere până acum? La versuri și tot? Sincer, nu la mișto sau ceva. Îți place, adică, de exemplu, ai putea să o asculti mașina așa la un drum sau ceva? Gen să-ți placă? De ce? Nu-mi place. Nu-ți place flow-ul, a? Bă, nu prea, nici nu prea rimează. Bă, mie îmi place că e ceva gen mafia așa, știi, gen cum sună. Adică îmi place la modul, na, am zis că e sincer, pur și simplu îmi place, poate asta nu-mi placă, gen. Scrie și voi acolo în comentarii dacă vă place melodia. Adică fii atent. Încă o chestie ce îmi place. Bă, frate, nu prea e modificată vocea. Înțelegi? Adică nu are, bă, nu are de la autotune, de la cum au majoritate de cântă, zici că zroboții, de un, înțelegi? E ceva mai natural. Tu zici așa că ți-e frică de el, că stai pe militar și...
Bă, poate și așa, Dan. Păi, îl zic așa direct. A plecat melodia. Sabie un fratule, nu fugi. Jură-te pe familia ta că de data asta nu scrii. E rap de la vechi, doar că eu nu supărat. E rap de la old school, doar că eu sunt bine îmbrăcat. Și nici nu-mi trebuie o bulină pe stradă-s verificat. Mi-a dat Dumnezeu mult creier, cred că de-aia-s protejat. Băieți de la gară, băieți după ferentari. Ursari, spoitori, am după mine cocalari. Vorbim de măgă, capa, beleaua din militari. Îți luăm șmecherie, acum noi suntem proprietari. Ei, ce ai mă tu cu recensământul și astea? Ia. Yeah. Spoitori am după mine cocalari. Vorbim de măgă, capa, beleaua din militari. Îți luăm șmecherie, acum noi suntem proprietari. Ai înțeles? E greu cu mine. A fost și o să mai fie și mai greu cu mine. M6. Bă, mișto, bă, ești nebun, gen, îmi dă vibe de bitch, please, ești un cum, știi ce zic, de așa, de, da, nu știu să explic. Acum, bă, pe bune, uite cum zice, ia, ascultă. Da, a fost acum bitch, please, și când dă vibe de bitch, please, știi ce vibe îți dă, mă, când zice așa? O să mai fie și mai greu cu mine, M6. Zi tu, îți dă vibe de piață, de ce-ți dă? De riverarilor? De nimic. De ce-ți dă vibe, de pateu? De Iuliu Maniu. A, te frică să înțeleg. A? Păi vezi. A fost și o să mai fie și mai greu cu mine. M6. Bă, mie chiar îmi place. Hai, că e mișto. Ia, bă, deci știi toată lumea? Ia. Ăsta e vibe-ul, ce bine sună piesa, s-a pus top cu melodia asta. Cu mătru' meu e pe lângă. Bine, că fiecare n-a, adică mie poate să-mi placă, dar ceea ție poate să nu-ți placă, înțelegi? Că tu poate ai alte standarde. Ca idee. Nu neapărat de standard, dar poate nu-ți place pur și simplu, știi? Ah, ia uite, ia uite cine dă comentariu. Ah. Păi trebuia să fie un comentariu de genul, ești nebun? Bă, văd că în general are, adică în general, 100% până acum de nici am citit, sunt numai comentarii, sunt comentarii pozitive, efectiv. La asta nu mă așteptam. Bă, chiar îmi place, mie îmi place, ce păune. Puteți dați acolo un like dacă mai vreți reacții și în caz că vreți să reacționăm la o melodie, să scrieți în comentarii acolo, în secțiunea de comentarii și va veni și reacția, nu-i problemă. Deci dați like, bă, să beau, n-am apă, om. Da. Multe like-uri acolo la videoclipul ăsta și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!